Așa cum ați fost anunțați, acum, înainte de a începe Sfânta Liturghie, anul acesta împlinindu-se 100 de ani de la nașterea Sfântului pe care l-am iubit și iubim așa de mult, Ioan Paul al II-lea, vom recita o rugăciune. Eu o spun cu voce tare, fiecare în gând. Rugăciunea Papei Ioan Paul al II-lea. Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Maica lui Dumnezeu, Maica lui Hristos, Maica Bisericii, privește la noi cu bunătate. Maică credincioasă, roagă-te pentru noi. Învață-ne cum tu ai crezut. Fă ca credința noastră în Dumnezeu să fie întotdeauna curată, luminoasă, curajoasă, puternică și generoasă. Maică vrednică de iubire, roagă-te pentru noi. Învață-ne cum să-L iubim pe Dumnezeu și pe frații noștri. Fă ca iubirea față de aproapele nostru să fie mereu răbdătoare, plină de bunătate și respect. Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi. Învață-ne să beneficiem în credință de bucuria creștină care se naște și înflorește din durere, din sacrificiu, din unirea cu Fiul Tău răstignit. Fă ca bucuria noastră să fie autentică și frumoasă ca să o putem împărți tuturor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi! Să mergem în pace!
să facem tot ce dăm, să mergem împreună cu noi, e Dumnezeu. Să mergem împreună, inimoasă mea, credința de iertare, spre bunul Dumnezeu, credința de iertare, spre bunul Amen.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Bine ați venit la hramul sanctuarului nostru diecezan de la Cacica, vă spun tuturor. La această sfântă liturghie solemnă a hramului ne unim în rugăciune cu milioanele de pelerini de la toate sanctuarele Mamei noastre cerești din lumea întreagă. Ne unim și cu toți aceia care au rămas acasă din diferite motive, dar sunt în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare, televiziune, radio, internet. Și împreună îl preamărim pe Dumnezeu pentru lucrările minunate înfăptuite în cea mai minunată creatură a Pământului, prea sfânta și prea curată Fecioară Maria, căreia astăzi îi sărbătorim adormirea, cum spunem în popor, adică ridicarea ei glorioasă cu trupul și cu sufletul la cer. Fericită ești tu, Marie, care ai crezut. Fericită ești tu, Marie, care, în ciuda măreției tale de mamă a lui Dumnezeu, te-ai declarat și ai trăit ca o adevărată slujitoare, roabă a Domnului. Fericită ești tu, Marie, care din gloria cerului privește acum spre noi, cei care te cinstim și care te iubim din toată inima. Punem astăzi la picioarele tale, Marie, la această sfântă și dumnezeiască liturghie, toate gândurile și intențiile noastre bune. Du-le în fața Fiului tău prea iubit, ca să ni le îndeplinească spre binele nostru sufletesc și trupesc. Acum să ne recunoaștem cu umilință păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu ca să participăm cu demnitate și cu folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
mărire în cer lui Dumnezeu. Fericite Fecioare Maria, Tu ai înfăptuit, înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut, iar astăzi ai încununat-o cu o glorie neasemuită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării Tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerului. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt,
în toți vecii vecilor. O femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare. O femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască, pentru a adevăra copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Hallelujah.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ținutul muntos într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei. Iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus și Maria! Excelența voastră, preasfințite Iosif, excelența voastră, preasfințite Petru, monseniore Ionuț Strejac, preacucernice părinte provincial, preacucernice părinte decan, preacucernice părinte rector al sanctuarului de la Cacica, cucernici părinți, stimate autorități civile, dragi persoane consacrate, dragi copii, dragi tineri și iubiți credincioși. Celebrăm astăzi solemnitatea adormirii Maicii Domnului și hramul sanctuarului de la Cacica. Ne bucurăm să știm că astăzi celebrăm această solemnitate împreună cu toate bisericile ortodoxe din lume. Frații protestanți nu au această sărbătoare, deși Martin Luther a avut o mare venerație față de Maica Domnului. Pentru a intra în inima sărbătorii de astăzi, vă propun o istorioară care mi este foarte dragă și
vă spun pentru că mi se pare foarte sugestivă. Se spune că într-o căsuță, undeva în mijlocul unei grădini, locuia un bătrân, orb. Bătrânul își petrecea mai tot timpul în grădină. Fie că era primăvară, vară sau toamnă, grădina sa era plină de flori. A trecut acolo într-o zi un călător și, uimit de frumusețea florilor, s-a oprit și l-a întrebat: dumneavoastră sunteți orb, nu-i așa? Păi cum se face că vă îngrijiți de aceste flori atât de minunate? Și bătrânul a răspuns: am cel puțin 4 motive pentru asta. În primul rând, îmi place munca în grădină. În al doilea rând, îmi place parfumul florilor. În al treilea rând, îmi place să ating florile din grădină. Și al patrulea motiv, sunteți dumneavoastră. Eu? A zis călătorul. Păi nici nu mă cunoașteți. E adevărat că nu vă cunosc, i-a zis bătrânul. Dar știam că într-o zi veți trece pe lângă casa mea, veți vedea florile, le veți admira și eu voi avea prilejul să stau de vorbă cu dumneavoastră. Cu vreo câteva, să spunem, amendamente, aș da acestei istorii următoarea interpretare. Bătrânul acela care se îngrijește cu atâta pasiune de flori este Dumnezeu, grădinarul divin. Grădina este lumea, adică noi suntem grădina Domnului, noi toți de aici. Florile sunt sfinții și așa cum într-o grădină, florile sunt cele mai frumoase și atrag privirea cel mai mult, și noi, trecătorii fascinați de viața sfinților, iată, admirăm aceste minunății ale lui Dumnezeu și stăm de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi, pentru că Dumnezeu ne vorbește astăzi, vrea să stea de vorbă cu noi. Între florile acestei grădini, de departe, cea mai frumoasă floare este Sfânta Fecioară Maria, pe care noi o numim Roza Mistica, trandafir tainic, mistic, dar spiritualitatea mariană o compară și cu crinul din vale, din Cântarea Cântărilor. Venerabilul, Beda Venerabilul, folosea în secolul al VIII-lea simbolismul florii de crin pentru a ilustra sensul sărbătorii de astăzi. Spunea că petele albe sclipitoare ale crinului reprezintă trupul Mariei când a fost primită în ceruri, iar anterele aurii ale crinului sunt o expresie a strălucirii sufletului ei. Renumitul romancier evreu Shalom Ash, care a devenit creștin, a scris niște cuvinte minunate despre Maria. Urmele pașilor tăi, Marie, îmi sunt dragi ca bătaia inimii mele, iar aerul pe care îl respir în prezența ta îmi purifică ființa, căci tu ești sfântă și dai din sfințenia ta oricui se apropie de tine. Fraților, pentru noi creștinii, atenția față de Maica Domnului nu este o pură chestiune de pietate personală, ci Maria este parte integrantă din viața noastră de credință și din viața comunității noastre. Acesta este sensul episodului din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, unde Iisus, răstignit pe cruce, spune, adresându-se mamei sale: femeie, iată-l pe fiul tău, fiul devenind acum ucenicul pe care îl iubea Iisus, și apoi a spus discipolului: iată-o pe mama ta. Și din acel moment discipolul a luat-o la el acasă. Unii interpretează această scenă ca o, să spunem așa, dintr-o perspectivă socială, ca și cum Iisus i-ar fi spus lui Ioan: uite, Ioane, eu mor, dar tu să ai grijă de mama, da?
Și el a zis, da, Doamne. Și a zis, bine, merg liniștit. Nu ăsta este sensul. Nu se vorbește de Ioan acolo, acolo se vorbește de discipolul pe care îl iubea Iisus. Iar evanghelistul a lăsat intenționat acest discipol fără nume pentru a ne permite unuia fiecare dintre noi să ne identificăm cu acel discipol căruia Domnul îi spune, iată-o pe mama ta. Iar discipolul a primit-o, spune Evanghelia, a luat-o în casa sa. În limba greacă, eistaidia nu înseamnă atât în casa, în locuința sa, cât mai curând în comunitatea sa, acolo unde el trăiește, în ambientul său. Acesta este sensul acestei istorii din Ioan, capitolul 19. Iată de ce noi o cinstim pe Sfânta Fecioară atât de mult și considerăm că Maria trebuie să fie parte esențială din viața oricărui creștin. De altfel, e bine să știți că în dialogul ecumenic dintre catolici și protestanți, mă refer mai ales la protestanții clasici, dialogul despre Maria este absolut esențial în acest dialog ecumenic. Adică nu putem pur și simplu să o eliminăm pe Maria din viața noastră de credință. Atingem, fraților, inima sărbătorii de astăzi, care celebrează adormirea Maicii Domnului și înălțarea ei la cer. Sărbătoarea nu este conținută direct în Biblie, numai că nu tot ceea ce s-a întâmplat este conținut în Biblie. Mă gândesc, de exemplu, la unele cercuri fundamentaliste creștine care zic, n-au existat dinozaurii. N-au existat pentru că nu sunt pomeniți în Biblie, deci nu au existat. Și le-au zis, păi bine, dar s-au descoperit în pământ oase de dinozauri, schelete, ce facem cu ele? Le-a pus Dumnezeu acolo ca să ne încerce credința. Hai, să fim serioși, nu, când interpretăm Scriptura. În ceea ce privește solemnitatea aceasta, practic, argumentele solemnității sunt, să spunem, de mai multe categorii. Este tradiția veche a bisericii, care vorbește de ultimii ani ai Mariei și de trecerea Mariei la Domnul. Există apoi o extraordinară confirmare din practica relicviilor. Niciodată și nimeni, nici măcar cei mai evlavioși credincioși sau călugări din lume, de pe la mănăstiri, n-au pretins să posede osemintele Maicii Domnului. Au zis că au brâul Maicii Domnului. Nu știu, șuvițe din părul Maicii Domnului, urme uscate de lapte sau de lacrimi ale Maicii Domnului, dar nu osemintele Maicii Domnului. Atât avem doar două morminte, unul la Efes și unul la Ierusalim, dar tot ce se pretinde acolo este mormântul și nu rămășițele Maicii Domnului. Pietatea populară, spuneam, a venerat toate aceste obiecte prețioase, dar nimeni niciodată nu a venerat așa ceva osemintele Maicii Domnului. În vreme ce Biblia nu vorbește direct despre adormirea Maicii Domnului, Biblia totuși, prin lectura pe care am auzit-o astăzi din Apocalips, capitolul 12, ne dă indicii esențiale despre glorificarea Mariei, înălțarea ei. Și s-a arătat în cer un semn mare, spune autorul Apocalipsului, o femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană cu 12 stele. O imagine impresionantă, o imagine măreață, în care biserica a văzut dintotdeauna o imagine a bisericii și deopotrivă o imagine a Sfintei Fecioare Maria. Pentru că anumite trăsături se potrivesc bisericii, în vreme ce altele se potrivesc doar Maicii Domnului. V-aș ruga să-mi permiteți astăzi o reflecție asupra condiției femeii. Iată, sunt atâtea femei prezente astăzi aici.
Mă adresez dumneavoastră, bărbații pot să nu asculte ce spun acum. Sunt cuvintele unui teolog ortodox, Pavel Evdokimov, care a scris o încântătoare carte intitulată Femeia și mântuirea lumii. Ascultați, dragi surori în Hristos, ce spune acest teolog, pentru că e o învățătură profund creștină, profund biblică și dovedește o profundă cunoaștere umană. Mântuirea nu va veni decât prin sfințenie, spune acest teolog. Ori aceasta este mai lăuntrică femeii în condițiile vieții actuale. Maica Domnului păstra în inima ei toate cuvintele fiului ei și orice femeie are o intimitate înnăscută, aproape o complicitate cu tradiția, cu continuitatea vieții. Transfigurată prin puterea smereniei, iar smerenia este arta de a fi la locul tău, femeia primește de la Duhul Sfânt harul mânghierii și al bucuriei, cel ce pregătește ființa feminină să fie mamă pentru oricare altă ființă. Și conclude, frumusețea va salva lumea, dar nu orice frumusețe, ci frumusețea Duhului Sfânt, cea a femeii înveșmântate în soare. Mă întreb și vă întreb, spre ce fel de frumusețe tind adolescentele, tinerele, femeile din vremurile noastre? Ce modele de frumusețe li se propun, să spunem, în televiziune, în mass media, în muzică? Multe din aceste modele oferă o imagine degradată și degradantă a femeii. Maniera în care sunt tratate uneori femeile în show-uri de televiziune sau nu știu ce alte emisiuni este absolut umilitoare și dumneavoastră ar trebui să protestați primele în fața acelor tratamente umilitoare. Cu ceva în urmă priveam un tablou cu o scenă biblică și mă contraziceam cu celălalt, el spunea că e Iisus și Samaritana, eu i-am spus că este Rebeca și Eleazar, servitorul lui Abraham, și am adus argumente. Dar în acel tablou, ce era frumos, era Rebeca era prezentată ca o femeie deosebit de frumoasă, îmbrăcată cu o haină lungă, de o frumusețe nobilă, demnă, decentă și respectabilă. Nu era nimic vulgar, nimic vulgar în aliura acelei femei, în aliura Rebecăi. De ce spun asta? Pentru că eu nu am, vai de mine, nimic împotriva frumuseții și îngrijirii personale, nu, cât îngrijirea personală și frumusețea, cât nu devin obsesie, sunt lucruri în regulă. Dar din fericire, iată, există, pe lângă atâtea lucruri pe care le poți vedea pe stradă, există femei cu mult bun simț, cu multă decență, care transmit o imagine frumoasă și demnă și respectabilă și bun gust. Fraților, calitatea unei societăți este definită de viziunea pe care societatea respectivă o are despre femeie. Acolo unde, într-o societate, avem o imagine nobilă, o imagine demnă, o imagine frumoasă, curată despre femeie, acea societate este demnă și frumoasă. Când imaginea femeii se degradează sau se vulgarizează, societatea alunecă spre decădere și spre autodistrugere. Ascultați, pentru că n-am terminat mesajul către surorile noastre în Hristos, ascultați ce a spus Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, marele prieten al preasfințitului Petru. La Nazaret în anul 2000 a spus așa Sfântul Părinte, adresându-se femeilor:
Biserica vede în chipul femeilor o frumusețe în care se citesc cele mai nobile sentimente de care este capabilă inima omului. Totalitatea dăruirii care se oferă, forța capabilă de a persevera în cele mai mari suferințe, fidelitatea fără limite și dedicarea neobosită în muncă, o intuiție pătrunzătoare, unită cu cuvinte de susținere și de încurajare. Iată, dragi surori în Hristos, ce frumusețe caracterizează ființa feminină. Ființa feminină. Meditați la aceste lucruri. Fraților, Maria este modelul femeii de plin realizate, dar Maria este și modelul oricărui om realizat. Și aici reintră în discurs și bărbații, nu numai femeile. Da, este modelul omului de plin realizat, pentru că prin ea Dumnezeu a realizat lucruri minunate. În anul 1946, regizorul italiano-american Frank Capra a realizat un film intitulat It's a Wonderful Life. Viața este minunată. Filmul prezintă istoria unui erou altruist numit George Bailey, un om care și-a dedicat toată viața pentru a ajuta pe ceilalți. Este un om căsătorit, are 2 copii și ajunge la punctul în care crede că ar fi mai bine să lase lumea asta să se descurce fără el. Era în fața unei alegeri tragice. În vreme ce se gândește să-și pună capăt zilelor, îi apare îngerul păzitor în chip de om. Îngerul nu are aripi ca în picturi. E deghizat într-un bătrân cu părul alb, pe nume Clarence. George este pe punctul de a se arunca de pe pod, când îngerul păzitor se aruncă el primul, îl forțează pe George să sară după el în apă, dar în realitate îngerul păzitor îl salvează de la moarte. Îngerul începe să-i arate lui George cât de valoros este el pentru alții. Și pentru a-l face să înțeleagă asta, îi dă o posibilitate să vadă cum ar fi fost lumea asta fără el. Și zice, uite, dacă nu erai tu pe pământul ăsta, uite cum arăta lumea. Și îi spune așa, soția ta, Mary, este o bătrână servitoare, singură și nefericită. Fratele tău este mort, deoarece tu nu ai fost acolo să-l salvezi de la înnec. Unchiul tău bețiv a ajuns într-o casă de bolnavi mentali, pentru că tu nu l-ai ajutat să scape de beție. Și omul ăla ticălos din oraș, pentru că tu nu te-ai opus lui, stăpânește cu gașca lui de corupți tot orașul. Realizând în final că fără el multe lucruri ar fi mers prost în lumea aceasta și dându-și seama cât de mult bine a făcut, George îi cere lui Dumnezeu să-l ierte și să dea șansa de a retrăi și Dumnezeu îi acordă această șansă. De ce am spus această istorie din filmul It's a Wonderful Life? Fraților, când îngerul i-a spus Mariei despre planul lui Dumnezeu, i-a vorbit la viitor, i-a spus, tu vei zămisli, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus și așa mai departe. Ce însemna asta? Însemna că pentru Maria era deschis un viitor, era deschisă o perspectivă. Iar Maria putea să-i spună îngerului Gabriel, nu. Uite, mulțumesc de ofertă, dar nu mă interesează oferta lui Dumnezeu. Eu am agenda mea proprie. Numai că Maria a spus da. Și de vreme ce a spus da, cu ea a început o istorie extraordinară. O lume imposibilă sau inimaginabilă înainte a început acum să intre în act. Fraților, magnificatul din Evanghelia de astăzi este de fapt, putem citi așa în negativ,
ce ar fi însemnat dacă Maria nu ar fi primit și acceptat chemarea Domnului. Spune Maria, Domnul și-a arătat puterea brațului său. Dacă Maria nu spunea da, știți cine și-a arătat puterea? Brațul omului, nu brațul Domnului. I-a risipit pe cei mândri cu planurile inimilor, adică minților. Dacă Maria nu spunea da, atunci oamenii rău intenționați și cu planurile lor rele și-ar fi impus gândul. I-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri și i-a înălțat pe cei umili. Vedeți ce înseamnă acest da pe care Maria l-a spus și câte minuni a realizat Dumnezeu prin ea. Ce ar fi fost lumea aceasta fără Sfânta Fecioară Maria și fără minunatul ei fiu, Iisus, Mântuitorul nostru? Și acum o întrebare pentru dumneavoastră. Tu ai privit vreodată viața ta din această perspectivă? Te-ai gândit vreodată cum ar fi arătat lumea asta fără tine? Și mă gândesc aici la episcopii noștri, la preoți, la persoane consacrate, la autorități, poate la oamenii de ordine care veghează aici pentru ca să ne fie nouă bine. Mă gândesc la unul fiecare dintre dumneavoastră. Te-ai gândit tu vreodată cât bine ai realizat în viața ta? Ai dat viață, ai salvat viața când era în pericol, ai ajutat oameni care erau în necaz, i-ai sprijinit când erau în suferință. Ce lucruri minunate poate face Dumnezeu prin tine. Îți dai tu seama de acest lucru? Apreciezi tu darul vieții, darul pe care tu l-ai spus de atâtea ori lui Dumnezeu și lucrurile minunate pe care le-a făcut prin tine? Dar este și cealaltă perspectivă. Poate că în viața ta ai rănit oameni, poate ai jignit oameni, poate ai distrus imaginea cuiva, poate ai distrus o viață, poate ai săvârșit nedreptăți, poate ai produs lacrimi. Oare asta e tot ce poți tu să faci? Nimic altceva? Gândește-te cum va fi când vei pleca din această lume. Maria a plecat din această lume și vei pleca și tu. Și dacă mă gândesc bine, chiar și eu voi pleca la un moment dat din această lume. Dar întrebarea era, ce lași tu în urma ta? Ce nume lași tu în urma ta? Ce moștenire? Îți dai tu seama ce valoare are viața ta și cât bine poți face omenirii? Revin la grădinarul de la început, la grădinarul divin, la Dumnezeu care vrea ca tu să fii o floare, să te simți ca o floare îngrijită de grădinarul divin, de Dumnezeu, o floare săpată la rădăcină, curățată de buruieni, udată cu apa harului din cupa divină. Sau poate te simți mai curând un spin care rănește, o plantă otrăvitoare care secretă doar venin și o travă ucigătoare. Ce ești tu, frate dragă, frate creștin? Maria a spus, sufletul meu îl preamărește pe Domnul, căci mi-a făcut lucruri mari cel puternic. Cel puternic poate face lucruri mari și prin noi, dacă și noi vom avea atitudinea Mariei. Spre final vă propun o scurtă reflecție despre icoana de la Cacica. Noi catolicii avem aici în Bucovina un lucru atât de prețios, un dar al lui Dumnezeu, icoana de la Cacica. În fața acelei icoane s-a rugat anul trecut Sfântul Părinte Papa Francisc la Iași și ne-a consacrat Maicii Domnului. În fața acelei icoane la Iași au fost nu numai catolici, au fost foarte mulți ortodoxi și foarte mulți frați protestanți. Ce importante sunt icoanele! Rowan Williams, arhiepiscop de Canterbury și întâi stătător al Bisericii Anglicane, fost
după un pelerinaj la un sanctuar marian, a scris o carte în care a spus niște lucruri care i-au deranjat pe unii, mai ales evident din tabăra sa. El a spus așa, și el vede icoanele ca o invitație la rugăciune. Situate la frontiera dintre lumea spirituală și viața de zi cu zi, ele ne ajută să percepem acele momente de iluminare, acele flash-uri, acele revoluții din gândirea noastră care ne ajută să devenim capabili de a ne schimba și de a deveni mereu mai asemenea cu Hristos. Fraților, ori de câte ori vă rugați în fața icoanei de la Cacica, prin acea icoană Dumnezeu vă vorbește și trezește în voi acele forțe ale binelui capabile de a realiza lucruri frumoase. Am contemplat astăzi chipul Mariei înălțată la ceruri. Când noi creștini o cinstim pe Maria și medităm la minunata sa istorie, noi în realitate lăudăm minunata lucrare a lui Dumnezeu în Maria și în noi, în fiecare dintre noi. E lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Cel care s-a învrednicit să se numească Fiul Mariei. Binecuvântat și slăvit fie El în veci. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, ca înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cerul, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care împreună cu Tatăl și purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prefericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm acum Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru noi și întreaga omenire. Doamne Iisuse, care ai ridicat-o pe Maica ta preasfântă cu trupul și cu sufletul la cer, ascultă rugăciunile noastre. Ne rugăm pentru episcopul nostru Iosif.
însoțește-l cu binecuvântarea ta. Pe episcopul emerit Petru, răsplătește-l pentru grija paternă cu care a păstorit dieceza noastră de Iași, iar tuturor păstorilor noștri sufletești, binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne! Hilf uns, deine Gläubigen zu spüren, wie nahe ist Maria zu dir und zu uns. Te rugăm, ascultă-ne! Pomóż synom Kościoła, by żyli zawsze w pokoju i zgodzie pod opieką Królowej Pokoju. Te rugăm, ascultă-ne! La vita della Vergine Maria sia per tutti gli uomini e per tutte le donne fonte di gioia per cuore puro e generoso. Te rugăm, ascultă-ne. Bless the work and devotion of mothers for their children. Te rugăm, ascultă-ne. Aiuta a cada ombre a incontrare in Maria el calor del corazón de una madre. Te rugăm, ascultă-ne. Motíts meg mindenkinek, hogy Mária dicsőséget tökéletes példaképünk, azon az úton a Málikendől kell jussunk az Isten országába. Te rugăm, ascultă-ne. Revarsă asupra tuturor pelerinilor veniți la Cacica și asupra tuturor celor care sunt în comuniune cu noi de acasă, binecuvântările tale de mamă. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Dă-ne harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât, bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem în paradis. Prin Hristos, Domnul nostru. Sufia, Dumnezeu.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Te rugăm, Doamne, să primești jertfa de împăcare și de laudă, pe care o celebrăm în cinstea ridicării la cer a născătoarei de Dumnezeu. Ia să ne dobândească iertarea păcatelor și să ne statornicească în necontenită aducere de mulțumire prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe Fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Amen.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt,
toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Acum, conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o toți la botez, să ne unim glasurile, să le înălțăm spre ceruri și împreună să spunem rugăciunea copiilor lui Dumnezeu pe care ne-a învățat-o Iisus prezent în mijlocul nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Chiar dacă nu ne mai dăm pacea printr-o strângere de mână, gestul rămâne și îl putem schimba, așa că printr-o înclinare a capului, în partea dreaptă a celuia de la noi și în stânga, să ne dăruim pacea. Thank you.
ce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Pentru primirea Sfintei Împărtășanii, sunteți rugați să rămâneți la locurile voastre și să vă apropiați de preotul care va fi chiar în preajmă. Vor fi 20 de preoți aici în fața bisericii și 10 în spate. În urmare, nu-i cazul să vă înghesuiți, ci să vă apropiați cu evlavie pentru a primi Sfânta Împărtășanii. Chiar și la poarta Salinei va fi un preot. Așadar, aici, la Cacica, este momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii. Vă propunem să facem împreună și noi, cei de acasă, împărtășania spirituală. O, Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Vă dorim în continuare o rugăciune binecuvântată în cadrul acestei sfinte liturghii pontificale de hram, în direct transmisă de echipa Ercis Media de la Sanctuarul Marian de la Cacica, o sfântă liturghie celebrată de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, concelebrează preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, împreună cu monseniorul Ionuț Strejac, cu părintele provincial Damian Gheorghe Patrașcu, părintele decan de Suceava Ciprian Antălucă, părintele rector al sanctuarului Anton Mărândescu și alți preoți din Bucovina, din dieceza de Iași, dar și din străinătate. Thank you.
să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuirii, Te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Urmează acum procesiunea cu icoana Maicii Domnului de la Cacica. Vă rugăm, rămâneți pe loc, așa cum am făcut și la privegherea Mariană aseară. În momentul în care vom trece, vom sfinți și obiectele pe care le-ați luat de la noi, împreună cu buchetele pe care le aveți în mână. Oh,
După ce am mulțumit lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie care propriu-zis Euharistie înseamnă mulțumire, urmează acum și celelalte mulțumiri, chiar dacă suntem un pic în contratimp pentru că Preasfințitul va trebui să meargă la Iași pentru a prezida Sfânta Liturghie de Hram la Catedrală. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea papei polonez Ioan Paul al II-lea și Institutul Polonez din București a realizat versiunea română a expoziției Carol Wojtyla Geneza. În colaborare cu Uniunea Polonezilor din România, expoziția este prezentată aici, la sanctuarul nostru din Cacica. Expoziția te duce într-o călătorie prin momentele decisive din viața papei Ioan Paul al II-lea. Ea prezintă cele mai importante momente din viața lui Carol Wojtyla. Îl vezi pe micul Lolek, faci cunoștință cu adultul Carol, studiind și muncind în fabricile Solvay. Simte chemarea preoțească, ajunge episcop, apoi papă. Finalul este superb, când este ridicat la cinstea altarului. Este un eveniment important pentru această regiune a Bucovinei, mai ales că sanctuarul nostru a fost declarat de către Sanctitatea sa în anul 2000 cu titulatura de Bazilica Minor. Mulțumim Excelenței sale episcop Iosif Păuleț, episcop de Iași, care a rămas coatru drept și ventricolul drept, adică cu jumătate din inimă aici în Bucovina, și ne bucurăm că se întoarce cu drag aici la sanctuar. După 42 de ani ca păstor al diecezii noastre, episcopul emerit Petru Gergel vine să mulțumească Maicii Domnului de la Cacica pentru harurile primite și apostolatul excelenței sale. În numele tuturor celor prezenți, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru dieceză și ne bucurăm că rămâneți mai departe împreună cu noi. Îi vom acorda câteva minute Preasfințitului Petru, așa ca un veteran cum este, să ne prezinte un gând la acest moment frumos din viața sanctuarului nostru de la Cacica. Preasfințite episcop Iosif, dragi și cucernici părinți profesori, părinți paroc, părinți oaspeți, dragi surori, persoane consacrate, stimate autorități, dragi tineri și tinere, dragi mame, dragi iubiți pelerini, este un adevăr pe care nu-l contestă nimeni. Primul cuvânt pe care îl spune copilul care crește este mamă. Cuvântul pe care îl repetă mereu în viață un om este mamă. Și în cazuri, omul strigă mereu către mama. Am bucurat din nou astăzi să văd aici atâția credincioși, credincioase. Mă bucur că Părintele Predicator a scos în evidență un fapt minunat. Inima tinerilor și a mamelor, a femeilor. Mă bucur să știu că avem aici, la Cacica, un loc unde cu toții strigăm mamă. Am strigat, continuăm și vom continua să strigăm mamă. Fericit este cel care are o mamă bună. Fericit poporul care iubește mamele. Fericit poporul care are biserici, sanctuare, pe Maica Domnului, plin de curaj și de speranță sunt cei care privesc spre mama cerească. Mă bucur să vă spun curaj acum la acest
moment sărbătoresc, chiar în mijlocul necazurilor. Curaj mai mult și strigătul nostru să fie și mai tare. Marie, îndură-te de noi, îndură-te de tot popoarele, de poporul nostru, de credincioșii noștri, de bisericile noastre, de sanctuarele noastre. Fericit poporul care o iubește pe Maica Domnului. Fericiți, dragi pelerini, să vă întoarceți acasă plin de curaj și să nu uitați niciodată că avem și aveți o mamă care unește întreaga familie umană și familia noastră română și familia noastră creștină. Curaj, cu această bucurie să vă întoarceți acasă. Lăudați să fie Iisus și Maria! Mulțumim Părintelui Provincial al Provinciei Franciscane din România, Gheorghe Damian Pătrașcu, și îi urăm la început de drum mult succes în slujirea pe care a primit-o spre a cărmui provincia noastră franciscană. Mulțumesc Părintelui Monsenior Ionuț Strejac, Părintelui Decan Ciprian Antălucă, tuturor preoților care au fost prezenți la celebrările acestui hram, celor care au celebrat în limba polonă, în limba maghiară și în limba germană, precum și pentru comunitatea greco-catolică, tuturor preoților care au participat la hram pentru truda și disponibilitatea de a sta la dispoziția dumneavoastră pentru sacramentul Sfintei Spovezi. Mulțumirea noastră se îndreaptă și spre Părintele Predicator Iosif Antili, profesor și doctor la Institutul Teologic din Iași, care ne-a dat temă pentru acasă, dacă vă amintiți, să răspundem la întrebarea unde? Unde suntem noi? Care ne-a invitat să reflectăm la vocația noastră, să avem încredere în Dumnezeu care conduce istoria chiar în această perioadă de pandemie, să ne redobândim încrederea în Cel de lângă noi, așa cum Sfânta Fecioară Maria a plecat în veșnicie, lăsând o mărturie minunată de viață, trăită împreună cu Hristos, și noi mai devreme sau mai târziu vom pleca, dar între timp să trăim frumos, lăsând dări adânci în inimile celor cu care ne înconjurăm. Mulțumesc autorităților civile, domnului președinte, doamnei deputat Victoria Longher, domnului Gervasen Longher, președinte al Uniunii Polonezilor din România, autorităților locale, domnului primar de Cacica Petru Tudose, domnului primar de la Păltinoasa Eduard Wendling, domnului director al Salinei Corneliu Zub, precum și tuturor departamentelor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, echipajului SMURD, jandarmeria, poliția, pompierii, precum și credincioșilor din Cacica, care au contribuit la buna desfășurare a sărbătorii noastre și care au pus mult suflet în pregătirea acestei sărbători. Un cuvânt de mulțumire adresez corurilor reunite anul acesta din Cacica și corului din Suceava,
care și anul acesta au sărit în ajutorul nostru și au reușit împreună cu doamna Nelly și artistul de la orgă Anton Babiaș să ne încânte cu glasurile lor pe parcursul celebrărilor premergătoare hramului nostru. În spatele desfășurării acestor evenimente a fost multă muncă și multe brațe întinse spre ajutor. Mulțumesc stafului de la bucătărie care s-a îngrijit de hrana trupească. Mulțumesc tuturor voluntarilor care cu inima lor mare au pus suflet împreună cu părintele Felix Roca și părintele Cristian Pal în animarea ceremoniilor sanctuarului. Mulțumesc novicilor și studenților din provincia Sfântul Iosif din România și tuturor care, într-un fel sau altul, ne-au venit în întâmpinare cu ajutorul lor. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca aceste frumoase celebrări să ajungă la urechile celor bătrâni și neputincioși, prin sprijinul echipei de la Ercis Media și după aceea celelalte mijloace de comunicare mass media care au preluat sunetul și l-au dat mai departe. Este vorba despre Radio Iași, TV Iași, TV Maria, Radio Maria. Vă mulțumesc într-un mod cu totul deosebit dumneavoastră, dragi cinstitori, ai Preacuratei Fecioare Maria, care ați venit și anul acesta la sanctuarul mult iubit al inimii voastre de la Cacica. Fie ca Preasfânta Fecioară Maria să vă copleșească cu iubirea ei maternă pe toți, pentru jertfa pe care ați făcut-o venind la sanctuarul ei drag. Închei invitându-vă totodată ca și în timpul anului să călcați pragul acestui sanctuar unde Sfânta Fecioară Maria vă așteaptă așa cum o mamă își așteaptă copiii ei prea iubiți să se întoarcă cât mai des acasă. Tuturor vă urez pace și bine! Urmează binecuvântarea finală, dar înainte de ea, ca păstor al diecezei de Iași, astăzi sărbătoarea Mamei Cerești înseamnă sărbătoarea diecezei noastre. Ați auzit, părintele, paroh al acestei comunități, al acestui sanctuar, a și precizat de seară, noi vom avea la Catedrala din Iași o liturghie pontificală solemnă a hramului Catedralei vechi și de asemenea patroanei diecezei noastre. Și ca păstor al acestei dieceze vreau să închei cu un cuvânt scurt de recunoștință, de mulțumire și de felicitare. Vreau să adaug și eu, așadar ca păstor, mulțumirea, recunoștința și felicitările pe care vi le adresez tuturor pentru prezența dumneavoastră în număr chiar impresionant de mare peste așteptările noastre, ținând cont de frica ce ne-a fost și ne este în continuare provocată, exagerat, spunea la una din meditații Părintele Predicator, din cauza unui prăpădit și hărțăgos virus. Mă bucur că ați venit în număr așa de mare, înfruntând toate pericolele și încrezători în Dumnezeu și în ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria. Felicitări pentru că nu și-a spus ieși, era normal, părintele care a vorbit mai înainte, felicitări părintelui rector al sanctuarului de la Cacica, părintelui Anton Mărândescu, și tuturor celor care l-au ajutat să organizeze așa de frumos acest hram și în condițiile grele în care trăim. Felicitări celor care au fost la pupitrul tehnic, i-a amintit părintele, Ercis Media, pentru transmisiile tuturor celebrărilor din aceste două zile de la sanctuar. Este un început care promite mult,
dar care are nevoie și de ajutorul nostru, în rugăciune în primul rând, dar și financiar, prin donațiile pe care acest Ercis Media le așteaptă pentru ca poporul creștin, toți cei de bunăvoință, să poată să se hrănească din această veste bună, din aceste transmisii prin Ercis Media. Felicitări corului Bucovinei! Și mă bucur că sunt mulți, sau majoritar probabil, de la Suceava. Este o inițiativă pe care noi am avut-o împreună cu Părintele Anton și de câțiva ani așa am decis că e frumos și bine sanctuarul Maicii Domnului fiind în Bucovina, hramul acestui sanctuar să fie condus din punct de vedere al cântărilor de cei din Bucovina. Îi felicităm! Hai să vă văd că aplaudați! Și le dorim să nu se descurajeze niciodată. Chiar dacă chiar suntem impresionați că ați învins teama provocată de acest virus, v-ați adunat în condițiile cerute de lege, ați făcut pregătirile cuvenite și ne-ați înălțat inimile așa de frumos către Dumnezeu. Nu mai precizez, hai să-i spunem, mulțumim domnișoarei, doamnei, dar să bucur că am făcut-o domnișoară, doamnei Neli Târnovan, care cu multă trudă, eu știu pentru că am fost la Suceava și ca decan de Bucovina 9 ani, cu multă trudă, cu multă jertfă, fără să se plictisească, i-a adunat, așa cum cloșca și adună puii sub aripi, pe coriștii noștri și acum pentru hramul de la Cacica și pe cei din alte parohii, și aș vrea ca numărul să crească de la an la an, din toate parohiile, dacă e posibil, din Bucovina. Și, bineînțeles, organistului nostru, domnului Anton Bronislav Babiaș. Dumnezeu să-i binecuvânteze, la fel pe toți soliștii noștri. Vreau să spun și un cuvânt de felicitare și de mulțumire părintelui predicator Iosif Antili, profesor și doctor, ați auzit că spunea părintele rector al sanctuarului, doctor la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, pentru că a acceptat propunerea pe care am făcut-o și nici nu a comentat prea mult și îi mulțumesc. Am spus doctor, dar nu doctor pentru trupurile noastre sau pentru boli. Nu mergeți după el, după liturghie, domn doctor, tămăduiește-mă de COVID sau de alte boli. El este doctor în științele biblice, profesor la seminarul nostru și cred că v-ați dat seama ușor și din limbajul său că este într-adevăr pregătit pentru a fi profesor în științele biblice pentru viitorii noștri preoți. Îi mulțumim pentru că a ținut așa de frumoase aceste meditații, aceste predici la hramul sanctuarului nostru. Dumnezeu să-l lumineze, să-l păstreze în sănătate și putere ca să-l poată sluji și prin acest dar, această artă a cuvântului, ca poporul lui Dumnezeu să fie tare în credință și să înainteze în sfințenie. Nu-i mai iau la rând pe toți, pentru că i-a menționat părintele rector al sanctuarului, mulțumiri și felicitări tuturor celor care v-ați implicat pentru reușita acestui hram de la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Și vreau să închei cu ceea ce am auzit astăzi așa de frumos la predică. Iisus fiind pe cruce, vedeți, mereu crucea este lângă altar. Sfânta Liturghie este jertfa crucii lui Iisus. Iisus i-a spus ucenicului să o ia pe mama sa cu dânsul. Și el a luat-o acasă
și ne-a explicat frumos ce înseamnă acasă, nu numai în casele noastre, dar în instituțiile, în ambientul nostru, acolo unde mergem fiecare. Așa că întorcându-ne de la acest hram, de la cacica la ale noastre, să o luăm acasă pe mama noastră cerească și să ne desfășurăm viața în bucurii și necazuri totdeauna sub privirea ei, că ea ne conduce la Dumnezeu, ne ajută să fim buni. Acest lucru vi-l dorim tuturor și vă rog să-i salutați pe toți cei dragi de acasă care n-au putut să vină aici la cacică, așa cum mulți dintre ei au făcut-o ani la rând. Harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântare pe care vă voi da-o imediat, să vă însoțească viața, familiile și întreaga dumneavoastră activitate. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Domnului Sfânt.